Soarele pârjolește România și colorează în roșu harta întregii țări. La amiază, cea mai mare temperatură resimțită era la Herculane, 44 de grade. Aerul a fost atât de fierbinte încât i-a doborât pe cei cu afecțiuni medicale care nu au rămas la umbră. Ambulanțele au avut zeci de solicitări toată ziua. Din păcate, în Vaslui, căldura a ucis un om. Pai de capul meu, mor de cald în junghiul ăsta de leguma 2. Ce să faci când ești sărac și n-ai bani să-ți cumperi mașină cu aceu? Mor de cald în duri. Car jamurile de-al mere. Ia zi, patroane, ce faci? Dar păi ia ce să fac, când vine să-i dau foc la junghiul ăsta din Laguna 2, că nu mai pot, nu se deschid geamurile, nu mai are aerul condiționat. Hai la vericul să-ți pună softul ăla de pătricurile de la mobilă, îți îngheață parbrizul. Bun, pune. E periculos rău, hai că. Pune, hai că vin încolo, bun. Bă, m-a sunat omul ăsta care are probleme cu mașina. Facem de bani? Facem. A dus fratele tău aerotermă din pe Germania, bagă asta un aer din gheață mielul câine. Bă, ce junghi, asta și să știm mecanică, nu putem repara. Ce zici, verișor, te pup. Na, am vorbit la telefon, cum facem, rezolvăm? Da, mă, în 33 de minute ți-i gata mașina. No, bun, mă întorc. Fă să bagi aer condiționat, că dau foc. Să rezolv. Dacă nu-l pun pe ăsta să sufle și te no, bun. Mă duc să deschid capota la tigaie. Puș. Hai că e rău. Bă, dar asta are toate problemele din lume, mă, dar numai cu aerul n-are nimic, mă. Îl fraierim pe ăsta rău de tot. Îl facem de bani. Montăm aerotermă. Păi ce ți-am promis? Bă, arată bine, dar dă-i ok. Bă, la Dakar au de asta, mă, fiat. Hai de p***, cum bagă-ți congelator. Nici urși polar, mă, nu rezistă la așa ceva. Noi facem un 32.